Vă salut și sper că vreți să răspundeți la încă o întrebare. Să mai auzim o dată întâi întrebarea de data trecută. Să presupunem că într-o zi călduroasă de vară, cineva își amintește că are un frigider mare pe care nu îl folosește și vine ideea să-l folosească, dar nu pentru a ține la rece alimente, ci pentru a răci aerul din camera în care lucrează. Așa că îl aduce în cameră și îl pornește, lăsând ușa frigiderului deschisă. Întrebarea este, ce se va întâmpla cu temperatura din cameră datorită acestui mod de a folosi frigiderul? Voi începe prin a vă spune că de data asta au fost mai multe răspunsuri corecte decât de obicei. Ele au venit de la Dumitru Antonie, Dragoș Dodi, Doina Mustățea și Daniela Carmen Băluță. Le mulțumesc! Într-adevăr, dacă un frigider funcționează cu ușa deschisă, el devine de fapt un aparat de încălzit. E adevărat că e un aparat de încălzit de putere mică, care de regulă nu poate să încălzească singur o cameră, ceea ce înseamnă că este un mod greșit de a-l utiliza, pentru că îl supra-solicităm și nu obținem mare lucru. Cu toate că cei care au răspuns au explicat foarte bine de ce se încălzește în cameră și nu se răcește, voi explica și eu pe scurt pentru cei care se uită la acest clip pentru a primi un răspuns. Din punct de vedere termodinamic, frigiderul este o pompă de căldură. Ce face o pompă de căldură? Să facem o analogie și să ne întrebăm întâi ce face o pompă de apă. După cum știți, apa nu curge de la sine, decât de sus în jos. Dar dacă avem o pompă, o putem obliga, forța să facă acest lucru. Dacă montăm o conductă verticală și avem o pompă de apă, pompa poate să oblige apa să curgă în sus, prin conducta noastră. Ei bine, și căldura are un lucru pe care nu-l face niciodată de la sine. Și anume, nu trece de la un corp mai rece la un corp mai cald, ci numai invers, de la cald la rece. N-ați pățit niciodată că ați pus în contact un corp cald cu unul rece și cel cald s-a făcut și mai cald și cel rece s-a făcut și mai rece. Dacă vreți să știți mai multe despre asta, vă recomand cursul de termodinamică despre principiul al doilea, al cărui link îl găsiți, ca de obicei, în descriere. Dar așa cum putem obliga apa să curgă în sus, putem obliga și căldura să treacă de la rece la cald. Dar pentru asta ne trebuie o pompă de căldură. Însă totul are un preț. Ca să obligăm apa să curgă în sus și căldura să treacă de la rece la cald, trebuie să efectuăm lucru mecanic. Și asta înseamnă că avem nevoie de energie. Ce face un frigider? El scoate căldură din interior, unde e mai rece, și o duce în exterior, în cameră. Are un radiator în spate care se încălzește. Trebuie să facă acest lucru tot timpul, deoarece nu există izolație perfectă, ceea ce înseamnă că trece tot timpul căldură din exterior în interior, de data asta de la sine, de la cald la rece, prin pereții frigiderului. Ca să nu mai vorbim de faptul că din când în când deschidem ușa, altfel frigiderul n-ar fi de mare folos, nu? Și atunci are loc un schimb intens de căldură cu exteriorul. Din punct de vedere termodinamic, se întâmplă următorul lucru. Frigiderul ia căldură, numită căldură primită și notată pe desen cu QP, din interior, unde e mai rece, și o transportă în exterior, în cameră, unde cedează căldura notată cu QC, căldură cedată. Dar pentru asta el efectuează lucru mecanic, folosind energie electrică. Și acest lucru mecanic se transformă și el în căldură. Din această cauză, așa cum vedeți pe desen, căldura cedată, QC, este mai mare decât căldura primită. El cedează în cameră mai multă căldură decât a scos din interior, pentru că la căldura pe care a scos-o din interior se adaugă și energia electrică pe care a folosit-o și care se transformă în căldură.
De fapt, căldura cedată este, așa cum vedeți scris aici, suma dintre căldura extrasă din interior și energia electrică folosită. Și acum cred că e clar de ce se încălzește în cameră. Frigiderul lăsat cu ușa deschisă plimbă degeaba căldură dintr-un loc într-altul, asta nu modifică temperatura camerei, dar mai și transformă energia electrică pe care o folosește în căldură. Și aceasta este căldura care încălzește camera. Deci, căldura pe care o dă frigiderul este egală cu energia electrică pe care o folosește, nici mai mult, nici mai puțin, pentru că altfel ar fi încălcat principiul conservării energiei. Și pentru că un frigider, chiar dacă funcționează continuu, nu folosește multă energie electrică pentru că nu are putere mare, efectul de încălzire este destul de slab. În schimb, se folosesc tot mai des pentru încălzirea locuințelor sau instituțiilor pompe de căldură care iau căldură din pământ sau, de pildă, din apa unui lac și o transportă în interiorul locuințelor sau instituțiilor. În acest fel, obținem mai multă căldură decât am obține dacă am transforma energia electrică folosită direct în căldură, folosind aparate de încălzit. Adică, cheltuind tot atât pe energie electrică, obținem mai multă căldură decât dacă am folosi aparate de încălzit. Am explicat de ce este așa, pentru că avem o căldură care este suma dintre căldura extrasă din pământ sau din lac și energia electrică folosită pentru a face acest lucru. În schimb, dacă transformăm energia electrică direct în căldură, obținem doar atâta căldură câtă energie electrică am folosit. Am explicat acest lucru și în clipul aparate de încălzit. Atenție! Faptul că obținem mai multă căldură decât câtă energie electrică am folosit nu este o încălcare a legii conservării energiei. Pentru că acea căldură suplimentară, să-i spunem așa, vine de undeva. A fost adusă de undeva. De exemplu, dacă folosim apa unui lac ca sursă rece, ca sursă de unde extragem căldură, folosim pompe de căldură, atunci lacul respectiv, la sfârșitul iernii, va fi mai rece decât ar fi fost dacă n-am fi făcut acest lucru, pentru că am extras căldură din el și de aceea putem obține mai multă căldură decât câtă energie electrică am folosit. În final, încă ceva. Putem totuși folosi un frigider ca să răcim o cameră. Dacă, de pildă, îl zidim în perete, cu interiorul spre cameră și cu ușa deschisă și cu radiatorul în exterior. Atunci, el va scoate căldură din cameră și o va duce în exterior. Sau dacă vreți o soluție mai puțin dramatică, ducem doar radiatorul în exterior. Deci, pentru a scăpa de căldură, trebuie să avem ceva în exterior. Căldura este forma schimbului de energie și ca să scăpăm de ea, trebuie să o ducem undeva. V-ați gândit vreodată de ce au aparatele de aer condiționat două unități, una pentru interior și una pentru exterior? Acum cred că ați înțeles. Să trecem la întrebarea de azi. Azi vă voi pune o întrebare legată de tehnică, mai precis de inginerie, un domeniu cu care ne-am întâlnit mai rar în acest playlist. Să spunem că sunteți responsabil cu construirea unui sistem de două platforme suprapuse, suspendate, care atârnă de ceva, pe care să se plimbe turiștii pentru a admira ceva, de pildă panorama dintr-o stațiune. Și nu, Doamne ferește, dintr-un resort, cum aud cu groază că numesc unii stațiunile turistice, din păcate, pentru că resort înseamnă cu totul și cu totul altceva în limba română. Dar cred că am mai spus o dată treaba asta și îmi cer scuze dacă mă repet, să revenim la oile noastre. Proiectul inițial arată, parțial bineînțeles, așa cum vedeți în acest desen. Cele două platforme sunt susținute de grinzi metalice, care la rândul lor
sunt susținute de piulițe cu flanșe, înșurubate câte două pe fiecare tijă de susținere. Tijele de susținere sunt fixate la capătul de sus, de o structură de rezistență, platformele fiind, așa cum am spus, suspendate. Dar pentru constructor, acest proiect are un mare dezavantaj. Piulițele cu flanșă notate cu numărul 2 pe planul construcției trebuie înșurubate pe o distanță foarte mare, de câțiva metri, de la capătul de jos până la grinda de sus. Așa că reprezentantul firmei constructoare vă caută și vă spune pe scurt următoarele. Înșurubarea a sute de piulițe mari cu flanșe pe distanțe de ordinul metrilor pentru fiecare cere foarte multă muncă și timp, ceea ce duce la creșterea timpului de execuție și implicit la creșterea prețului construcției. Pentru a nu se întâmpla acest lucru, vă propun o mică modificare a proiectului, și anume, așa cum vedeți în această parte, în locul fiecarei tije lungi, să folosim două tije mai scurte. În acest fel vor fi, e adevărat, trei piulițe în loc de două, dar ele trebuie înșurubate doar pe distanță de câțiva centimetri, adică va merge mult mai repede și mai ușor. În rest, spune reprezentantul firmei constructoare, nu s-a schimbat nimic. Tija de sus ține ambele platforme, așa cum și în planul original, partea de sus a tijei ținea ambele platforme. Tija de jos ține platforma de jos, tot așa cum și în planul original, partea de jos a tijei ținea doar platforma de jos. Deci nu pot apărea probleme de rezistență. Asta vă spune reprezentantul firmei constructoare. Și întrebarea este, ce faceți? Aprobați această schimbare a proiectului inițial pentru a scurta termenul de execuție și a micșora prețul de execuție? Da sau nu? La revedere!